Salutare, prieteni, și bine ați venit! Cum v-ați simțit dacă ați avea o idee, dacă ați face un proiect și ați depune tot efortul, toată creativitatea, tot ce aveți mai bun în acea idee, ați depune 100% muncă, sudoare și succes, totul acolo. Ați crea acest proiect, ați crea această idee și apoi ar veni cineva care ar spune, interesant, dar nu-mi place pentru că l-ai făcut tu. Ei, gândiți-vă că la fel s-ar simți și cei de la Citroen când voi ați trece pur și simplu pe lângă Citroen C5X fără să apreciați această mașină pentru simplul motiv că este un Citroen. Deși Citroen C5X este la fel de, dacă nu chiar mai confortabil, decât mulți rivali ce nici măcar nu se află cu el în această clasă, ci se află în segmentul premium. Vă voi explica mai multe de ce, dar imediat după ce vă abonați. C5X nu este orice Citroen, este nava amiral a producătorului francez. Această mașină este practic cea care duce standardul Citroen în lume. Asta înseamnă Citroen, asta poate să însemne Citroen în 2022. Dacă vreți să aflați mai multe detalii așa la un prim impact, atunci vă invit să vedeți clipul meu de la lansarea internațională a acestei mașini, la care și noi am fost invitați. Am fost mai mult decât impresionat și sunt în continuare, așa că veți avea un link undeva aici pe sus pentru a vedea clipul în cauză. Scopul lui Citroen C5X este să fie o mașină cât mai confortabilă, atât la drum întins, cum suntem noi acum, cât și în oraș. De ce? Pentru că francezii au făcut o sumedenie de studii, din care a rezultat următorul lucru. Toate chestiile nasoale care se întâmplă pe străzile noastre, începând de la accidente și terminând cu consumul excesiv de carburant, toate aceste chestii nasoale sunt rezultate dintr-un singur loc, și anume de la tine. De la tine, șoferule, pentru că tu ești stresat, începi să faci manevre pe care nu le mai gândești cum ar trebui. Începi să accelerezi, deși ai văzut că în față e deja galben și urmează să fie roșu, tu tot accelerezi și pui frână în ultima clipă, prin urmare îți crește consumul. Toate aceste chestii puse la oaltă se datorează unui singur lucru, unei singure cauze, și anume stresul la volan. Așa că francezii au spus, bun, trebuie să eliminăm stresul și dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci toți ceilalți parametri în care funcționează mașina vor fi îmbunătățiți. Ceea ce înseamnă că cei de la Citroen nu degeaba se concentrează pe confort, pentru că ei știu că atunci când ei se concentrează pe confort, practic ei se concentrează pe tine ca șofer, atunci tu, la rândul tău, vei îmbunătăți tot ceea ce înseamnă mașina pe care ei au creat-o. De aceea, C5X-ul este gândit să aibă un singur scop și acela să fie cât mai confortabil. Din păcate, confortul e o chestie variabilă, greu de exprimat în cuvinte și greu de resimțit, nu e ceva cuantificabil. Nu pot să vă spun, mașina aceasta are 60 confort din 61. Nu există așa ceva, da? Ca la Newton metri sau la cai putere. În schimb, pot să vă spun așa. Confortul nu înseamnă doar un singur lucru. Are mult mai multe componente. Prima componentă, evident, este cea a scaunului în care tu stai ca șofer. Iar acest scaun în care eu mă aflu este printre cele mai confortabile din toate mașinile în care eu am stat vreodată. Este cel puțin la același nivel cu scaune ce se află pe mașini premium. Da, vorbesc aici de germani, de BMW, de Audi, de Mercedes. Mai ales BMW în ultima vreme are niște scaune foarte confortabile. Scaunul acesta este la 90% acolo, la fel de confortabil, dar într-o mașină care nu se află într-un segment premium. De ce este confortabil? Pentru că francezii au creat în primul și în primul rând o tapiserie excelentă, care se simte foarte bine atunci când te așezi pe această mașină. Scaunele au ventilație, încălzire și masaj, deci nu poți să mai vrei altceva pe acest scaun. Dar modul în care este construit scaunul, spuma din scaun, este foarte deștept gândită, pentru că în mod normal trebuie să ai o spumă un pic mai dură, o spumă care va rezista în mașină mulți ani, multe sute de mii de kilometri, o spumă care nu se va lăsa în timp. Bun, doar că spuma aceasta evident este un pic mai dură. Francezii fac următoarea chestie. Peste această spumă mai dură, ei pun un strat de spumă foarte dens, dar foarte moale. Dens pentru a-și păstra elasticitatea și moale pentru a-ți oferi confort. Ceea ce înseamnă că mașina aceasta, gândiți-vă că mașina aceasta are în scaun
un fel de topper. La fel cum tu pui un topper peste saltea, așa are și mașina aceasta spumă peste spumă. Pentru că se întâmplă acest lucru, mașina nu doar că este, scaunul nu doar că este confortabil atunci când te așezi, se mulează foarte bine după forma corpului tău, nu doar că este confortabil, dar te și susține. Astfel că nu simți că te lași undeva și începe să te doară spatele. Nu, scaunul te și susține, dar este și confortabil. Și din nou, asta e doar partea cu scaunul. Confortul înseamnă mai mult de atât. O altă componentă importantă este insonorizarea. Partea bună este că C5X are toate geamurile laminate. Prin urmare, acum mergem cu doar 100 de km la oră, pentru că e destul de greu să merg cu 130 și să și vorbesc cu voi în același timp, dar la, chiar și la 130 de km la oră, nivelul de zgomot din această mașină este foarte, foarte redus. Sau, să spunem altfel, nivelul de zgomot din această mașină este la nivel cu ce reușesc rivalii premium din Germania. Tot pentru confort, mașina aceasta are suspensia Citroen Advanced Comfort, acea suspensie hidraulică progresivă, ceea ce permite acestei mașini să aibă, cum zic ei, magic carpet feel, adică un sentiment ca și cum mașina nu merge pe asfalt, ci plutește, la fel precum ar face-o covorul magic al lui Aladdin. Se întâmplă acest lucru pentru că francezii din nou au vrut să facă o mașină confortabilă, dar atenție! Confortabilă, dar nu cu componente scumpe. Pentru că, ok, și mașinile din Germania sunt confortabile din segmentul premium, dar utilizează suspensie pe aer. Suspensia pe aer care, unu, este scumpă la întreținut și, doi, este cu atât mai scump cu cât cumperi mașina la mâna a doua și ai de schimbat amortizoare pe aer. Este... puțini oameni își permit acest lucru. Pentru că se întâmplă asta, francezii au creat un amortizor simplu, un amortizor normal, un amortizor clasic, dar, deși este un amortizor clasic, în același timp, are o construcție progresivă, astfel că mașina amortizează atât compresia, cât și extensia amortizorului. Și pentru că se întâmplă acest lucru și pentru că, din nou, amortizarea hidraulică este progresivă, practic, ai acest sentiment că, în mod constant, amortizorul amortizează orice mișcare. Și pentru că se întâmplă asta, mașina este extrem de confortabilă atât în oraș, mai ales când treci peste, și asta e o chestie importantă, în oraș n-ai ce face cu mulți cai putere. Vă spun eu ce vă trebuie în oraș, o suspensie confortabilă, ca să poți să treci peste liniile de tramvai, gropile și așa mai departe, care se află în carosabil, să treci mai repede. Și asta e o chestie pe care am observat-o cu C5X. C5-ul X pe care îl avem noi nu are o sumedenie de cai putere. În schimb, ce reușește să facă foarte bine această mașină este că îți oferă eficiență atunci când treci peste aceste denivelări. Unde mulți șoferi trebuie să meargă cu treapta întâi, tu poți să mergi cu a treapta a doua sau poate chiar cu a treia. Asta înseamnă că tu poți să mergi cu o viteză mult mai mare, uneori dublă. Adică ei merg cu 5-7 km la oră, tu mergi cu 15-20 de km la oră prin același loc, pentru că tu nu resimți șocurile, pentru că suspensia ta poate să absoarbă foarte bine tot ce se întâmplă în carosabil, toate imperfecțiunile din carosabil. Și de aceea vă zic că pentru oraș n-aveți nevoie de cai putere, aveți nevoie de o suspensie deșteaptă. O idee deșteaptă ce debutează pe C5X este Citroen Advanced Comfort, suspensia despre care v-am vorbit, care, ok, am mai văzut-o până acum, doar că există pe C5X și această suspensie, dar adaptivă. Din păcate, e disponibilă doar pe C5X Plug-in Hybrid. Din nou, eu am condus această mașină la lansare, mergeți să vedeți clipul, să vedeți cât de uimit am fost de C5X-ul Plug-in Hybrid cu suspensia aceasta, dar adaptivă. Adaptivă înseamnă că, în mod electronic, mașina aceasta poate să gândească ce se întâmplă în fiecare amortizor și atunci când tu pui mașina în sport, de exemplu, butonul acela nu influențează doar timpul de răspuns al accelerației sau doar sistemul de propulsie, ci butonul sport influențează și ce se întâmplă cu amortizoarele. Dacă pui mașina în sport, din nou, nu aceasta, pentru că din păcate doar C5X-ul Plug-in Hybrid are disponibile aceste amortizoare ce sunt și adaptive. Când pui mașina în sport, acele amortizoare se întăresc foarte tare, mult mai tare decât te-ai aștepta. Când pui mașina în modul confort, suspensia aceea este și mai confortabilă decât aceasta. Din nou, C5X-ul Plug-in Hybrid, având bateria și așa mai departe și toate componentele necesare sistemului Plug-in Hybrid, este și o mașină cu o masă mai mare. Aceasta are un pic peste 1,5 tone, 1500-1550 de kilograme în funcție de echipare, pe când Plug-in Hybrid-ul are undeva la 1,8 tone. Deci altfel se așează pe asfalt acea mașină. Dar un lucru pot să vă spun așa. Suspensia aceasta, pentru că nu este adaptivă,
Ea practic este gândită undeva la o zonă mediană așa. Să fie ok și pentru confort, să fie ok și pentru poate când intri mai tare într-o curbă, să nu te dezamăgească atunci când faci acest lucru. Deci ea este gândită undeva la mijloc. Dar suspensia adaptivă, și din punctul meu de vedere acolo stă inovația excelentă și abia aștept ca francezii să aducă și acea suspensie adaptivă Citroën Advanced Comfort Adaptive, să o aducă și pe aceste versiuni doar cu combustie internă, pentru că veți putea vedea o schimbare extrem de mare în caracteristica mașinii. Când pui un C5X plug-in hybrid în modul confort, este un pic mai confortabil decât această mașină, deci la nivel cu germanii care costă 70-100 peste 100.000 de euro. Nu exagerez. Când pui mașina în sport, se întărește, evident nu va avea manevrabilitatea extremă a unui BMW seria 5, dar cu siguranță va fi acolo la 75% din performanța unei mașini din Germania. Pe când aceasta, pentru că nu are suspensia adaptivă, reușește un middle ground care este un pic mai concentrat pe confort decât pe sportivitate, dar reușește un middle ground. Din nou, asta mi se pare chestie foarte, foarte deșteaptă, pentru că și așa e greu să gândești o suspensie făcută undeva la mijloc care să bucure o paletă mare de eventuali cumpărători. Ca idee, atunci când au inventat această suspensie, suspensia progresivă hidraulică Citroën Advanced Comfort, francezii au depus undeva la 20 de patente, 20 de inovații au fost făcute, 20 de inovații proprii, doar ale lui Citroën, au fost gândite pentru această suspensie. Și pentru că s-a făcut acest lucru, practic nu vei putea găsi vreodată, sau prea curând cel puțin, această suspensie cu acest comportament în altă mașină. Da, vei putea obține confort similar, din nou, revin, dar atunci când iei suspensie pe aer sau când plătești mult mai mult pentru o mașină. Sub capota mașinii noastre se află un 1.6 turbo PureTech de 180 de cai putere și 250 Nm cuplu. Acest motor propulsează această mașină ce are doar tracțiune față, de la 0% în 8,8 secunde, ceea ce e destul de respectabil, din nou, pentru o mașină care are 1550-1580 de kilograme, din nou în funcție de echipare. În schimb, ce mai știe să facă această mașină este, grație acestei cutii iSIN în 8 rapoarte, este să aibă un consum mai mult decât decent. Din nou, mașina, o vedeți, este mare, este confortabilă, este destul de greoaie. Prin urmare, în oraș, faptul că am reușit un consum de 8,5-9%, mie mi se pare excelent. Ok, poate tu vei merge mai tare ca mine. Eu, în această perioadă, am mers foarte puțin cu AC-ul pornit, pentru că era o perioadă în care vremea era destul de plăcută, în jur de 23-25 de grade, și la aceste temperaturi nu simt nevoia să pornesc AC-ul, dar cam acesta a fost consumul. Deci să spunem că în cel mai rău caz o să ai un consum de 10. Eu zic că nu este rău deloc pentru această mașină cu această masă și de acest gabarit. Ca să nu mai spun că, pentru a vă face o idee și mai bună, acum avem, ia să vedem, 120 de km la oră. Mă uit în față pentru că am și un head-up display și utilizând acest buton pot vedea informațiile din trip control pe head-up display. Ei spun extended head-up display pentru că practic head-up display-ul nu este redundant, nu îți arată pur și simplu aceleași informații pe care le vezi aici, ci pur și simplu îți completează informațiile pe care le vezi aici. Și asta mi se pare tare. Deci acum în head-up display eu văd consumul instant care este de 5,6 litri la 100 de kilometri, merg acum cu 117 km la oră. Haideți să accelerăm până la 130 ca să vedem exact ce consum ar avea această mașină atunci când mergi la viteză de autostradă. Noi acum suntem 3 persoane în această mașină, deci nu este o mașină descărcată, ca să zic așa. Avem și bagaje pentru că astăzi mergem în afara orașului ca să filmăm. Este un GT, nu puteam să stăm în oraș, este o mașină extrem de confortabilă la drum întins și vă spun din nou, consumul acum instant la 130 de km la oră este de 8%, 7.8, 7.7, a dispărut, 7.6, ok, deci în jur de 7,5 litri și acum am 136 pentru că s-a mărit un pic ritmul de mers. Deci la 130 de km la oră, în jur de 7, acum este la, acum a scăzut iar, acum e 5.7, 5.6, pur și simplu încerc să mențin o viteză, da, de 133, 5.8, ok, cam 6-7 litri la 100 de kilometri atunci când mergi constant cu 130 de km la oră. Pentru că această cutie iSIN în 8 rapoarte tot timpul găsește o treaptă în care să fie, mai ales când rulezi constant.
Sistemul de infotainment mi se pare ușor de folosit dacă îi înveți gesturile. Pentru că acesta este ecranul principal, da? Când apăs Home, pentru că da, este un buton fizic pentru Home. Mulțumim, Citroen, că ați pus butoane fizice pentru controlele principale ale mașinii. Înseamnă foarte mult pentru noi. De asemenea, și controlele climatizării sunt pe butoane fizice aici jos. Din nou, o idee foarte bună. Deci apeși Home și ajungi în acest ecran în care ai partea de radio media în dreapta sus, în stânga ai o hartă, hărțile funcționează foarte bine și dacă ai căuta, să zicem, o locație, poți găsi locația, nu doar adresa, deci dacă vei căuta, de exemplu, nu știu, Casa Poporului, poți găsi direct Casa Poporului, nu trebuie să pui o stradă sau mai știu eu ce pentru a găsi o anumită locație, deci sunt niște hărți destul de la zi, dar lăsând acest lucru la o parte, o altă chestie importantă este că îmi place că au pus buton fizic și pentru ADAS, pentru sistemele de siguranță. Apeși butonul de ADAS și din prima ai scurtături către cele două funcții ADAS principale, și anume Lane Keeping Assist și Start Stop. Lane Keeping Assist-ul eu îl dezactivez când merg prin București, pentru că, având în vedere cum sunt trasate marcajele prin București, nu e nevoie să-ți mucească mașina volanul crezând că a, pe aici trebuie să o luăm, nu? Când de fapt Citroenul săracul nu știe cum era noi în România. El e învățat cu benzi, trasate cum trebuie, el e învățat ca în Franța, ca în vestul Europei. Nu e cazul Citroen, îmi pare rău că ai ajuns în România, dar despre asta este vorba. E, și pentru că se întâmplă asta, îmi place că ai la îndemână acest sistem, ai ADAS-ul aici, închizi repede Lane Keeping Assist-ul, nu trebuie să cauți prin 15.000 de meniuri pentru a rezolva acest lucru. Asta îmi place foarte, foarte mult. Dar acum că ai ajuns în acest sistem, poate că vrei super repede să sari, să schimbi de pe radio pe media. Ei bine, îmi place că, din nou, mergând la volan, poți cu ușurință să apeși cu 3 degete pe ecran. Și din prima, mașina îți intră în toate funcțiile, nu în meniul de home în care era mai devreme, ci în, să zicem așa, sertarul cu aplicații. Și aici poți vedea, de exemplu, media. Apeși din prima media și iată, acum am intrat pe media, mai apăs încă o dată și de pe radio intru pe, selectez Bluetooth-ul, conexiunea Bluetooth, dacă o am disponibilă. Acum eu nu am niciun telefon conectat pentru a nu fi deranjat cât fac review-ul acesta cu voi. Deci, totul este foarte ușor și gândit în așa fel încât să nu-ți ia foarte mult ochii de la drum, deși este un sistem bazat foarte mult pe touchscreen, pentru că, din nou, în afară de butoanele acestea două, care duc spre Home și ADAS, nu prea ai, bine, și climatizarea separată cu butoane, slavă cerului, în rest nu ai alte butoane fizice, dar pentru că ei au gândit anumite aceste, cum să zic eu, gesturi cu care îți permit să interacționezi cu ușurință cu acest sistem, atunci nu ți este greu să, din nou, apeși cu 3 degete, oriunde ai fi, dacă apeși cu 3 degete, primești toate aplicațiile deodată, tot app drawer-ul, ca zic așa, și iată, deci, haideți să mă duc în Home, da? Sunt în Home și acum, din greșeală, am pornit avariile, sunt în Home, apăs cu 3 degete și acum vreau să-mi pornesc masajul. Văd Seats acolo, am apăsat Seats și am pornit masajul. Pentru că este un grand tourer adevărat și vei vrea să faci mulți kilometri alături de familie, evident că trebuie să existe și condus semi-autonom. Și mașina aceasta îl are și este condus semi-autonom de nivel 2. Asta înseamnă că mașina menține viteza pe care tu o impui, menține distanța față de mașina din față și menține și direcția. Eu acum am pus trip computerul pe 101 km la oră, nu mai accelerez, îi pot seta de aici distanța față de mașina din față, eu văd în head-up display ce se întâmplă, doar că pot să apăs și butonul de assist. Îl apăs acum și acum mașina poate să și vireze singură. Evident, pentru a avea acest sistem activ, trebuie să reactivezi lane keeping assist-ul, altfel mașina nu poate să vadă care e banda de circulație. De asemenea, acum, după cum vedeți, mașina, nu știu dacă vedeți, dar scrie aici în bord, mașina îmi spune Keep your hands on the wheel, deci din când în când te mai atenționează să pui mâinile pe volan, îi pot crește viteza de aici sau pot să apăs pur și simplu OK și mașina automat se va duce direct la limita de viteză pe care ea o recunoaște din semnele de circulație de pe autostradă. Deci ea acum va accelera până la 130 de km la oră dacă vede că acest lucru este posibil. Și cum cei din fața mea merg cu o viteză de aproape 130 de km la oră, mașina a accelerat până acolo, acum țiuie pentru că nu am pus mâna pe volan. O chestie deșteaptă este că acest sistem de condus semi-autonom funcționează chiar și la viteze foarte joase. Dacă acum cei din față ar încetini până la 15 km la oră, mașina ar încetini și ea, nu ar pleca de pe loc, dar cu o mică accelerație și-ar relua, să zicem, ceea ce a ținut aminte, și anume ar reaccelera până la viteza pe care i-am impus-o înainte. Ceea ce înseamnă că mașina aceasta este foarte bine gândită pentru cei ce vor să facă mulți kilometri în cât mai puțin stres.
mai ales dacă, să zicem, ieși din țară, în țările cu apă caldă și cu autostradă, atunci cu siguranță te vei bucura că în loc să stai, în loc să ți se pară obositoare 6 ore de mers pe autostradă în Germania, ți se vor părea mult mai puțin stresante, pentru că poți să ai acest sistem care ia, ține și direcția în locul tău. Evident, nu înseamnă că vei dormi la volan, dar înseamnă că nu va trebui să fii atât de concentrat. E cumva o relaxare mentală pe care ți-o dă acest condus autonom de nivel 2. Abia așteptăm, de fapt, semi-autonom. Abia așteptăm condusul semi-autonom de nivel 3. Ca orice mașină, are și mici neajunsuri. Un astfel de mic neajuns este modul în care această cutie în 8 trepte reacționează la viteze joase atunci când uleiul nu este încălzit în cutie. Până prin treapta a treia, uneori cutia poate avea niște microsmucituri, așa, mai ales când tu, de exemplu, ești în trafic din acela bară la bară și accelerezi câte 25%, iar iei piciorul, iar accelerezi 25%, iar iei piciorul, pentru că de multe ori așa e traficul din București. În astfel de trafic s-ar putea să simți uneori că un pic te smucește extrem, extrem de puțin, dar vei simți acolo un mic șoc, ca să zic așa. Din nou, asta este o chestie care se rezolvă punând mașina în modul eco. Pentru că atunci când o pui în modul eco, schimburile de trepte sunt făcute mult mai relaxat, mult mai, cum să zic eu, fluid, astfel că, într-adevăr, atunci când ești în modul eco, ai impresia că mașina aceasta are o singură treaptă de viteză, nu 8, cum de fapt are această cutie iSyn, din nou, în 8 rapoarte. Și pentru că se întâmplă acest lucru, vă recomand că atunci când sunteți în modul, când sunteți în mediul urban și nu vreți să conduceți prea turbat și pur și simplu vreți confort, vă recomand modul eco. Simplifică mult treaba și e mult mai relaxat cutia și nu mai smucește atât de mult. După 150 de kilometri făcuți în confort maxim, am ajuns cu toții la destinație, în această zonă liniștită. Cu toții pentru că am fost 3 ocupanți în această mașină, dar puteam fi chiar mai mulți, pentru că bancheta spate este îndeajuns de încăpătoare și la fel de confortabilă precum scaunele din față, astfel că poate găzdui 3 ocupanți fără probleme. De asemenea, pe mijlocul podelei acolo în spate, există un pic de tunel, dar nu foarte înalt, deci al treilea ocupant, cel ce stă pe mijloc, îl va putea negocia cu ușurință. Nu mai spun că ampatamentul este îndeajuns de bun, iar spațiul la cap îți permite să găzduiești și ocupanți de 1,90 m. Deci, din acest punct de vedere, toată lumea merge în confort. Dacă facem așa o diagramă Venn, la încrucișarea dintre un crossover și un break se află această mașină pe care francezii o numesc neosedan. Deci, ok, până la urmă nu știm exact cum ar trebui denumită această mașină, dar un lucru este sigur. Ca să obții acest nivel de confort, trebuie să plătești. În cazul de față, 39.000 de euro cu TVA inclus. Dar ca să obții acest nivel de confort de la, să spunem, rivalii din Germania, pentru că doar acolo mai obții așa ceva, te costă mult mai mult decât 39.000 de euro. Deci da, când te gândești așa, 39.000 de euro, mulți bani pentru un Citroen, dar nu foarte mulți bani dacă vrei acest nivel de confort fără foarte multe costuri de întreținere. Pentru că, din nou, după cum v-am spus, dacă mergi la germani, nu avea suspensie pe aer sau cine știe ce alte componente mai complicate. Aici nu este cazul din acest punct de vedere. Deci, acesta a fost review-ul nostru pentru Citroen C5X, o mașină ce mie îmi place foarte mult, 39.000 de euro, acest nivel de echipare Shine, și eu cred că merită fiecare bănuț dacă vrei să mergi cu familia oriunde, oricând, în confort maxim și cu foarte multe bagaje. Acesta a fost review-ul nostru, rămâneți pe eBlog Auto, la revedere, mă duc să mă bucur de priveliște!